O parte din elevii școlii Alexandru Ioan Cuza din Baia Mare vor intra la ore în săli proaspăt zugrăvite și cu parchetul rașchetat și lăcuit. Directorul Ciprian Cucuiat a precizat că investițiile în amenajările interioare s-au făcut în limita bugetului alocat. În acest moment eu zic că stăm destul de bine, în sensul că ce am putut să facem cu fondurile proprii și cu personalul propriu am făcut. În acest moment școala nu este cuprinsă într-un proces de reabilitare, adică este cuprinsă, dar nu am început încă lucrările. Deci în vara aceasta am lucrat doar la zugrăvirea sărilor, am rașchetat parchetul în sări, am schimbat mobilierul, am vopsit niște parchete. Cam atât am putut să facem. Școala stă mai puțin bine la capitolul materiale de protecție extrem de necesare, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus. Conducerea spune că există promisiuni din partea autorităților locale că vor primi măști și dezinfectant până la începutul cursurilor. În acest moment, pe stoc nu avem nimic, dar am făcut cerere și la primărie și la inspectoratul școlar și suntem siguri că am fost asigurați că vom primi un stoc, cel puțin pentru o lună de zile, dezinfectant și măști. Elevii școlii vor veni la ore doar pe dimineață, iar în pauze, curtea unității de învățământ va fi împărțită în două. Jumătate va fi destinată elevilor din ciclul primar și jumătate celor din ciclul gimnazial. În acest fel, orele nu vor fi decalate, dar se va asigura și o oarecare distanțare a elevilor. Avem 18 unități de studiu, adică câte două clase pe nivel de la pregătitoare până la clasa 8. Efectivele sunt în limitele normale, nici mai mici, nici mai mari, sunt bine cu numărul de elevi. O problemă a spațiului există pentru că școala este de așa natură, era gândită să funcționeze pe două schimburi, pe două, din doi indici. Ei, acum fiind un singur indice, suntem exact pe numărul fix de clase. Avem 18 săli pe care le putem dedica activității la clasă. În pauze vor rămâne pe spații de clar stabilite ca să nu avem probleme, să nu se amestece între ei. Să ținem distanțarea fizică pe cât se poate. Nu trebuie să ne facem iluzii, sunt copii, niciodată nu se poate să ții la un metru unul de altul. Dar prin serviciul pe școală, prin colegii profesori, să asigurăm o distanțare cât de cât posibilă. Unitatea de învățământ va începe noul an școlar cu o asistentă medicală. De altfel, anul trecut, în cadrul școlii, a fost amenajat un cabinet medical cu un izolator pentru suspiciunile de infectare cu noul coronavirus. Conducerea școlii face însă un apel la părinți să nu ducă elevii la școală dacă aceștia au simptome de infecții respiratorii sau probleme digestive.